O primă acțiune excelentă pentru Craiova cu Ivan intrat în careu și probabil penalti. Probabil penalti și cartonaș roșu, să vedem. Doar cartonaș galben. Decizia este interesantă a lui Bârsan. După părerea mea, trebuia aici cartonaș roșu. Început fulminant al Craiovei. Șeroni, cred că este cel care a faultat. Vom vedea imediat reluarea. Dacă Șeroni a încercat să joace mingea, atunci decizia lui Bârsan este corectă. Dacă faultul a fost direct pe picior. Dar nu cred că este Șeroni. Nu este Șeroni, este Florescu. Florescu în duel cu Ivan, da, Florescu a căutat mingea, este decizie corectă a lui Bârsan, acestea sunt ultimele reglementări. Nu se dă și penalti și roșu dacă încerci să joci mingea. Execută Cicăldău, Cicăldău față în față cu Eduard Pap, care n-a apărat deloc în 2021. Craiova a câștigat cupa în 2018, a mai făcut de două ori semifinale în 2017 și 2019. Ediția trecută a fost eliminată în sferturi de Iași. Cicăldău, jucător care are un început de an destul de modest, unul dintre liderii echipei, față în față cu Eduard Pap. Bate Cicăldău, are noroc, e bară gol. Are noroc, Craiova deschide scorul, început perfect de meci. Așa însă a început aici la Botoșan și CFR Cluj în ultima etapă, pe un teren la fel de greu. A înscris de Beliuh în minutul 2, până la urmă Botoșanul a câștigat cu scorul de 2-1 prin golurile lui Papa și Roman. Marino Sozunidis, 52 de ani, un antrenor grec, care a fost fundaș central ca fotbalist. 50 de meciuri la națională, în Grecia le-a pregătit pe Panathinaikos, Paeca Atena, ultima oară a fost în Cipru la Apoel.